Două eleve de 15 ani din București au fost rănite astăzi în drum spre școală, chiar pe trotuar. O mașină condusă de un șofer care consumase cocaină s-a răsturnat în urma unui accident în care au fost implicate alte două autoturisme. Una dintre adolescente a ajuns direct în sala de operații. Ia uite și tu. Știi că a fost ușor. Accidentul a avut loc cu puțin timp înainte de ora 8 dimineața. Șoferul de 36 de ani, găsit drogat de polițiști, venea dinspre șoseaua Olteniței și se îndrepta spre Splaiul Unirii. În dreptul Institutului de Medicină Legală, un alt conducător auto a vrut să vireze la stânga peste liniile duble continue. A lovit două autoturisme, iar cel condus de tânărul care consumase substanțe psihoactive a ajuns pe trotuar. A lovit un panou publicitar și s-a răsturnat. La testarea cu aparatul drug test, preliminar s-a stabilit că ar fi consumat substanțe psihoactive, context în care a fost condus la sediul INML în vederea recoltării de mostre biologice. Imediat după accident, ambele fete au fost transportate de urgență aici, la Spitalul Marie Curie, pentru evaluare și primele îngrijiri. Una dintre ele a suferit o fractură în zona umărului stâng, pentru care medicii au decis să o opereze. Șoferii implicați în accident au fost audiați de polițiști. Conducătorul auto care s-a răsturnat circula și cu numere provizorii expirate. Este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive. Și viteză în momentul în care a avut loc impactul. Atunci când ești sub influența alcoolului sau sub influența drogurilor, îți sunt afectate două capabilități pe care le ai. Capacitatea de atenție distributivă și, doi, capacitatea de reacție. Timpul de reacție este prelungit de la 1,2-1,5 secunde al unui om normal până la foarte mult, depinde cât de drogat ești. Anul trecut, aproape 12.000 de șoferi au fost prinși băuți la volan și alți peste 3.200 au condus drogați.